Așezat pe 7 coline, orașul Chișinău, venit din secole pe acest plai mioritic, se conturează tot mai mult ca o adevărată capitală europeană. Apariția noilor microraioane cu edificii și blocuri locative etajate, crearea infrastructurilor, creșterea din an în an a numărului de locuitori au impus necesitatea imperioasă a revizuirii structurii teritorial-administrative a capitalei. Astfel, în baza hotărârii numărul 169 din 26 aprilie 1977 a Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești și ucazului Prezidiumului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești din 25 martie 1977, se adoptă decizia despre formarea în orașul Chișinău al celui de-al patrulea raion, denumit în virtutea timpului sovietic, și schimbarea hotarelor raioanelor existente Lenin, Frunze și Octombrie. Crearea noii unități teritorial-administrative, anume la Botanica, nu a fost întâmplătoare. Cartierele bine amplasate și arhitectura urbanistică modernă erau aidoma unei cărți de vizită pentru numeroși oaspeți ai capitalei, sosiți pe calea aerului din toate colțurile lumii, aici stabilindu-se și vestitele porți ale orașului. De rând cu celelalte structuri raionale, se formează și secția raională de interne. Prin ordinul ministrului de interne, șef al noii secții de miliție, este numit capitanul de miliție, Iurie Ciuciui. Funcții этого отдела были связаны с тем, чтобы освоить новую территорию, которая была окраиной центрального Ленинского района. И внимание общественному порядку здесь уделялось меньше, потому что центральный район в то время назывался Ленинский, охватывал территорию от улицы Пушкина до нашего аэропорта. И когда отделили новые застройки Кишинева, этот район назывался спальня Кишинева, вот тогда принято было решение укрепить порядок здесь созданием именно административной единицы, как район Ботаника. И вот наш отдел внутренних дел, который состоял из переведенных людей из других подразделений, мы и сформировали коллектив. Нам было выделено это вот невзрачное здание, которое за моей спиной, в котором мы там размещались первые два года, и одновременно начали строить новое здание отдела внутренних дел на улице Бельского. Прошло время, и в тех условиях, в которых мы жили, невозможно было там работать, и в течение трех лет с того момента, когда создали район, мы построили это здание. И в 80-м году наш коллектив переехал в это здание. По тем временам здание было просторное и свободное. Наш личный состав в то время насчитывал уже 150 человек. Накануне празднования десятилетия создания полиции, нужно сказать, что этот райотдел, а сегодня комиссариат полиции, сектора ботаники, связан традициями с прошлым временем, и не случайно первые съемки проходили у бывшего здания, где зарождался этот коллектив. И в конечном итоге не те здания, на фоне которых идут съемки, определяют жизнь и труд тех людей, которые здесь трудятся, а зависит от их преданности служению тому делу. Обращение граждан в то время, обращение граждан в это время совпадает, потому что защищать их интересы, здоровье, жизнь, имущественные интересы – это необходимость, к сожалению, в нашем обществе, истребованная сегодня. Populația sectorului Botanica beneficiază și azi de serviciile poliției zi și noapte. Orice semnal este imediat recepționat de polițiștii de serviciu și dacă este nevoie, echipa de intervenție operativă totdeauna este gata de a contracara acțiunile criminalelor, care atentează la viața și bunul nume al cetățenilor. Oamenii știu că pe orice timp un scut de nădejde pentru ei este poliția. Situația criminogenă din teritoriu sistematic este analizată la adunarea general operativă a efectivului tuturor serviciilor comisariatului. Fiecare caz, indiferent de gravitatea lui, este analizat și se dau indicațiile de rigoare pentru rezolvarea lor până la capăt. O sarcină mare revine în această ordine de idei Poliției Municipale, condusă de comisarul adjunct pe Poliția Municipală, locotenent colonelul Valentin Zubic. Denotat că Poliția Municipală a sectorului Botanica este cea mai numeroasă în oraș și rezolvă cele mai dificile sarcini ce le stau în față.
Ca de exemplu, cei de la sectorul 5, plasat în microraionul aeroportului, condus de maiorul de poliție Vasile Grădinari. La rândul lui, acest sector este cel mai mare în cadrul Comisariatului Botanica, în area lui de activitate fiind incluse în ultimul timp și satele din suburbia capitalei, Băcioi, Dobruja și altele. Sectorul 5 al Comisariatului de Poliție Botanica, care deservește în jurul la 48.000 cetățeni, este creat din două subdiviziuni mai mici, sectorul Băcioi și Sângera, care în fiecare localitate este întărit șef de post, șef de post la Sângera, șef de post la Băcioi. Dacă analizăm, facem o analiză a situației criminogene, apoi se vede că în timp de 11 luni a anului curent, pe teritoriul sectorului 5 s-au comis 403 infracțiuni. Procentul descoperirii constituie 87,2. Mai mult sunt comise crime grave. Dacă facem o analiză cu alte comisariate de poliție, adică Cimișlia, Căinari, chiar și același Orhei, sunt cu trei ori mai puține comise infracțiuni în raioanele care le-am numit eu decât în raionul nostru. Ceea ce înseamnă deservim două sau trei raioane în Cimișlia. Dacă în raionul Cimișlia activează 200 de colaboratori de poliție, apoi noi ne isprăvim numai cu 52 de colaboratori de poliție. Pe bună dreptate, Comisariatul Botanica se mândrește și cu cea mai bună secție de pașapoarte din oraș. Șefa secției, Natalia Makarova, competentă pe orice chestiune și bun organizator al lucrului, creează o bună dispoziție și atmosferă binevoitoare atât pentru colaboratorii săi, cât și pentru clientelă. Realizările de azi se bazează și pe experiența veteranilor, unul dintre ei fiind și fostul comisar de aici, colonelul de poliție în rezervă, Gheorghe Melega. După 7 ani de activitate în raionul Lenin, am fost numit în funcție de șeful poliției, șeful miliției a sectorului Botanica, ori atunci se numea Soviet, raionul sovietic, șeful secției de miliție, unde ne-am activat în jurul a 2 ani de zi. Vreau să spun că colectivul a fost foarte puternic. În colectivul acesta, după o activitate de o an jumătate, am primit și gradul de colonel. Vreau să-l dau un sfat la tineretul care astăzi lucrează. Da, într-adevăr, situația lucrului în organele de drept a fost întotdeauna grea. Dar atârnarea fiecărui de serviciu cinstit, arătând patriotismul, arătând capacitățile dumnealor, eu aș dori ca toți să-și arete fața, fiindcă, intrând în organele de poliție, eu vreau să vă spun că v-ați legat cu un lucru foarte greu, și de atât mai mult patriotism, mai mult desfășurați posibilitățile și fizicești, și moralicești, și profesionale, ca să ajungeți să colaborați, să lucrați. Eu vreau să vă spun că eu mă mândresc că am lucrat în viața mea 36 de ani în organe și ce să vă doresc dumneavoastră. Doleanțele veteranului sunt întruchipate în munca cu dăruire de sine a polițiștilor de azi. Au dovedit-o cu prisosință colaboratorii Poliției Criminale, șeful căreia este locotenent colonelul Iurie Cucovici, ei fiind decorați cu unalte distincții de stat, cavaleri ai medaliei pentru vitejie. Cu aceeași decorație, sub numărul 1, a fost distins maiorul Anatol Andreev. La fel de efectivă este și subdiviziunea Poliției Economice a Comisariatului. Șeful ei, maiorul de poliție Anatol Babără, împreună cu colaboratorii săi, nu scapă niciun caz de deturnări de fonduri și excrocherii sau alte infracțiuni din sfera economiei tenebre. Spre exemplu, prin acțiunile lor bine organizate, au depistat în ultimul timp, în flagrant delict, o tentativă de însușire a banilor în sumă de o jumătate de milion de lei. La nivelul cerințelor de azi este și Biroul Cercetărilor Penale, în frunte cu specialistul experimentat, locotenent colonelul de poliție Valentina Șoltoianu. În cercetarea dosarelor traficanților de droguri, colaboratorii subdiviziunii dețin întâietatea pe municipiu. În acest context pot fi evidențiați locotenentul major Natalia Păpușoi, capitanul Galina Naumenko,
alți colegi de unitate. Cele mai multe dosare pe Ministerul de Interne au în gestiunea lor colaboratorii subdiviziunii Ancheta Penală, condusă de locotenent colonelul Alexandru Garbuz. Aici se îmbină rezultativ experiența colaboratorilor mai în vârstă cu pasiunea și cunoștințele tinerilor absolvenți ai Academiei de Poliție Ștefan cel Mare și a altor facultăți de drept. O contribuție deosebită revine în cercetarea cazurilor experimentaților colaboratori, maiorului Croitoru, locotenentului major Fodor, șefilor adjuncți, maiorului Haret și capitanului Gorea, anchetatorului superior locotenent major Sușițchi, capitanul Kamarnitskaya, participant la războiul din Afganistan. Un rol însemnat în descoperirea crimelor îl joacă și colaboratorii subdiviziunii experto-criminalistice, maiorul de poliție Tatiana Dubceac, care a descoperit un șir de furturi din apartamente prin dactiloscopie. La fel își fac meseria criminaliștii Moroz, alți specialiști cu experiență. Standul comisarilor totdeauna va aminti despre foștii comisari Anatolii Davidov, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, în prezent este șef adjunct al Direcției Generale a Miliției Criminale a Ministerului de Interne al Federației Ruse. Anatol Joglo deține în prezent funcția de reprezentant al Ministerului de Interne al Federației Ruse în țările CSI, iar colonelul de poliție Constantin Pleju, actualmente șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului de Interne al Republicii Moldova, a condus Comisariatul Botanica în anii de răscruce pentru destinele noastre, renașterea conștiinței naționale, obținerea independenței Republicii Moldova, formarea Poliției Naționale. Semnificativ pentru mine că am fost prima dată comisar, adică primul meu post așa de un rang mai înalt, adică sinistrător, dar s-a memorizat. Poate începând de atunci s-a început toată cariera mea mai departe de a conducător a organelor de poliție. Ei și clar că cel mai semnificativ sunt oamenii cu care am lucrat și care până în ziua de azi lucrează. În comisariatul dat, eu am fost un colectiv destul de unit, destul de onest, un colectiv destul de ab de muncă și cei care au rămas acolo și care au trecut în alte subdiviziuni, eu le doresc de ziua poliției 10 ani a poliției, care eu, apropo, am fost numit în ajunul când a fost primit legea privirii la poliție, adică în 89, în 90 am plecat și s-a scurs deja 10 ani și eu doresc la toți colaboratorii Comisariatului de Poliție a sectorului Botanica să fie întotdeauna așa cum am fost, cum știu eu, să fie acasă, să fie întotdeauna acasă, sănătoși, întotdeauna se bucure de cei care așteaptă cu venit și principalul în lucrul nostru întotdeauna să ai grijă de cei care servește și cei care sunt pe aproape. Este de neconceput viața cotidiană a Comisariatului de Poliție în toate aspectele sale, fără serviciile auxiliare. Coordonarea activității subdiviziunilor se face prin statul major, șeful unității de gardă a statului major, cavalerul ordenului Ștefan cel Mare, maiorul de poliție Grigore Rusu, totdeauna este în curs cu toate evenimentele. În secția statistică, de 25 de ani, activează doamna Lidia Câniță. Cancelaria în permanență primește corespondența, cererile și plângerile cetățenilor și colaboratorilor de aici. În frunte cu Valentina Nagomir, se străduie să ducă evidența strictă a materialelor primite. Își are rolul său și contabilitatea. Șefa secției, Ludmila Cojocaru, ține în mâini sigure situația financiară a comisariatului. La dispoziția colaboratorilor comisariatului și al vizitatorilor, totdeauna este la dispoziție cantina, organizată în incinta comisariatului, unde sunt oferite bucate pe gustul tuturor. În activitatea lor de zi cu zi, polițiștii sectorului Botanica niciodată nu uită de veterani. Lucrul cu ei este dus în primul rând de vicecomisarul pe problemele efectivului, maiorul Petru Corduneanu. El este ajutat de Consiliul Veteranilor și de președintele Consiliului Dumitru Basiuc-Brânzei. Aceste probleme se află în permanentă atenție a actualului comisar, colonelul Dumitru Starodub.
Nimic nu se uită, nimic nu e uitat din activitatea comisariatului. O dovedește și memorialul deschis la comisariat. Durerile de mamă nu adumbresc mândria doamnei Maria Andronache pentru unicul său fecior care și-a jertfit viața la reținerea unui criminal deosebit de periculos. Îl apăsa necontenit gândul că noi nu suntem perfecți în națiunea noastră. Și zice, uite, mă duc și fac Academia de Poliție, dar până atunci mă duc să văd care sunt problemele polițiștilor. Veneau băieții de la serviciu și le făceam primiri și eram așa de fericit. Și apoi după 92, imediat, s-a întâmplat în februarie nenorocirea asta. Cred că asta a fost... A mai mers a doua zi, că trebuia să avea zi liberă și trebuia să mergem acasă. Eu zic, Sorele, ce să stai aici, mamă? Haide, a doua zi de anul nou, haide-mă acasă. E cât de săracă, dar totuși. Am mers în biserica Ciuflea și el m-a întrebat, dar se poate în haina pe care o port? Vai de mine, Sorele, dar tu ești, porți haina dreptății. Iar cuprins în pragul bisericii și atunci am mers. Nici n-am bănuit că el atunci l-a rugat pe Dumnezeu ceva. Ea a fost un băiat extraordinar. Un prieten, un înger. Doamne! Eroii rămân în amintiri. Chipul lor ne privește de pe obeliscul memorialului. Dar viața continuă. Noua generație de colaboratori de poliție poate fi demnă de predecesorii săi. Comisariatul de Poliție Sectorul Botanic al Municipiului Chișinău este una din cele mai mari subdiviziuni a Ministerului de Interne Republicii Moldova. Evident, și numărul colaboratorilor este destul, după părerea mea, de mare. Astăzi, Comisariatul de Poliție are un efectiv de circa 400 de colaboratori atestați, care deservesc un număr de 270.000 de populație. Sectorul de Poliție Botanică este și cel mai criminogen sector din Republica Moldova. Noi deservim și 7 localități urbane a municipiului Chișinău, care aduce la cifra 15.000 de locuitori. Însuși faptul vorbește de aceea că și problemele sunt mult mai mari în efectivul personal al comisariatului. Astăzi noi avem o experiență de lucru destul de mare, necătând la aceea că situația economică din țară ne-a atins în direct și pe colaboratorii poliției. Dar necătând la toate greutățile care le întâlnim noi la ziua de astăzi, totuși efectivul personal, ofițerii, suboficerii colectivului nostru, își aduc aportul în combaterea criminalității și menținerea ordinii publice. Însuși faptul că 62% de crime se descoperă la ziua de astăzi vorbește de aceea că avem oameni experimentați și destul de sărbunicioși în serviciul care îl fac, destul de apți de muncă. Avem o combinare destul de interesantă între colaboratorii
care își fac serviciu organele de interne 10, 15, 20 de ani și mai mult, și colaboratorii ofițerii tineri care vin după absolvirea Academiei de Poliție sau colegiului Dimitri Cantimir. Spre fericire, la un moment pozitiv, se poate de menționat că anume în colectivul Comisariatului de Poliție Botanica este cel mai mică fluctuație de cadre. Au fost educați un șir întreg de colaboratori care în ziua de astăzi își fac serviciul la postul de conducere în Ministerul de Interne, în Inspectoratul Poliției Municipiului Chișinău, la posturi destul de responsabile. Aș vrea să menționez așa colaboratori ca șeful Poliției Criminale, locuitor colonel de poliție Cucovici, șeful secției de anchetă, locuitor de colonel de poliție Harbuz, maiorul de poliție Ciocoboc, care conduce grupa în combaterea crimelor grave, maiorul de poliție Mirovski, grupul căruia anul acesta a descoperit circa 21 de omoruri, dintre care 4 la comandă. Din exemplele aduse de mine, vedeți dumneavoastră că Comisariatul de Poliție Botanica are cu ce să mândri. Sigur că serviciul nostru s-ar putea fi comparat cu serviciul unui medic. Este evident că nu fiecare cetățean, locuitor al sectorului Botanica, poate fi mulțumit de activitatea poliției. O persoană e mulțumită de medic care l-a vindicat, altă persoană nu e mulțumită de dumnealui deoarece nu l-a vindicat. Aceeași probleme există și la noi. Sigur că cei 48% din populație a cărui crime săvârșite împotriva lor, tentative, crime, încălcări administrative care nu au fost descoperite, rămâne până în prezent nemulțumită de activitatea noastră, însă în masă, eu confirm lucrul acesta, populația noastră a capitalii, a Republicii, cred eu în special și a sectorului Botanica, are o apreciere pozitivă față de activitatea Poliției Naționale. La acest sfârșit de mileniu, aș vrea să le doresc tuturor care au comun cu activitatea noastră, polițiștilor, familiilor, părinților, multă sănătate, succes, să-i ție Domnul în pază și să știți că Poliția Națională stă la pază poporului, într-adevăr, însă și în jurământul Poliției Naționale se repetă cuvântul poporului de mai multe ori. Noi stăm în pază dumneavoastră, noi suntem pentru dumneavoastră și toată generația care va fi după noi, sunt convins să vor îndeplini obligațiunile de serviciu, nu mereu cum am făcut-o noi până în prezent.